Ce? Șut, una, două, trei, patru! Cristiano Ronaldo, Zoe! Salve, șacalilor, ce faceți? Bună ziua, prinții, princese, ce faceți? Am ceva în cap și vreau să cânt cu voi acum la început ca să-mi iasă. Eu sunt pe drum și vin acum. Am plămâni și asta-i bine, inima bate pentru tine. Eu sunt pe drum și vin acum. Voi fi eu singur și mic, dar nu mă opresc niciun pic. Eu sunt pe drum și vin acum. Aveam stomacul gol, dar la gamă mă întorc. Ce crin. Nimeni nimic creierul meu aseară când încercam să dorm. Eu sunt pe drum. Fraților, astăzi o să ne uităm la cele mai ciudate coincidenții și, bine zis, nu există coincidenții. Avem și mărci Sneak pe www.sneak.ro, să vă luați mărciul ăla cât trebuie, știți? Am zis și eu că o să filmez cu mărci în fiecare clip, dar tot mărciul pe care mi l-am luat și pentru mine l-am dat la copii, bă. L-am pus în portbagaj în mașină și l-am dat la copii. Și eu nu mai am ce să filmez. Azi. Primul clip. What the fuck? Ce? What the fuck? Cât de tare zici că e un mini-omuleț? Băi, cât de tare? Deci vreau să vă zic că chestia asta este prea tare pentru mine. Care-s șanțile să pun așa direct și pischei? Băi, m-am dat și eu dat pischei și nu a fost bine. Da, ăsta, efectiv, acest jalon se dă mult mai bine decât mine pe skateboard. Și acest jalon mi-a amintit de reclama Jambon, sarmale, pune-mi la leneșă la treabă. Ia vezi, John, ce se întâmplă? Marșe! Bă, care-i șansele? What the fuck? Bă, care-i șansele să calculez nanosecunda de să vină în același moment două mingi, una random și una bună, presupun că asta e ideea, nu? Băi, John, puștiul ăsta, efectiv puștiul ăsta după meciul ăsta, efectiv toate, nimeni nimic, toate gagicile din clasa lui ăsta. Oh my god, îl vrem pe Jackson, e prea bun la baseball. Oh my god, Jackson hit two ball same time. Oh my god, I love Jackson. Sau poate există și baseball în România și pe ăsta îl chema Tiberiu și ziceau fetele de clasa a doua Tiberiu: Doamne, îl iubesc pe Tiberiu! Ce tare Tiberiu! Wow! Sau Darius! Wow, Darius! Adică imaginați să fi fost eu! Oh my god, ce-mi place de Lucian! E așa un bărbat! Cum să fii, cum să vrei să fii bărbat și să te chemi Lucian? Că nu merge! De ce, efectiv, de-aia eu mă mai numesc Luci? N-ai cum să fii bărbat și să chemi și Lucian în același timp! Este rușine alea, că da, aia e! Hai, eu arătați-mi, ce face asta, mă? Ia uite, pe Ronaldo! What the fuck? Pardon! N-ai cum. Ce? Nu se poate așa ceva. Băi, cine e ăsta? Messi. Băi, n-ai cum. Stai așa, oleacă. Adică nici din pro... Să fii prea prost, nici să vrei nu poți. Cineva să ai odată de taie șut în mingea. Bă, direct așa, efectiv. Cristiano Ronaldo, Zoe! Cristiano Ronaldo, Zoe! Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Muchas gracias, afición. Nos para vosotros. Cristiano Ronaldo, Sui! Asta e cea mai tare, mă știu. Na, na, s-a dus, s-a terminat. Să crapă. Nu se crapă? Am înțeles. Na, credeam că... What the fuck? În primul rând, de ce se rotește unde tai cilindru sau cum se numește chestia aia? Bă, a trecut exact... Mamă. Bine, pe a treia o lovit-o tot. Adică, o lovit-o pe a treia, adică, totuși, nici chiar. Știi cum e la aia, lumea face, mai face o asta, știi, și a treia, știi, adică, băi, totuși. Până la urmă și coincidențele au un anumit respect, adică nu poți să facă coincidența ce vrea coincidența, totuși. Efectiv, toată lumea, vreau să vă uitați cum, efectiv, dai, dacă poți să pun pauză, care erau șansele, efectiv, care erau șansele. Deci eu nu pot să-mi imagine care erau. Efectiv ăsta ar trebui să fie numele clipului. Care erau șansele? Nu deslegeți, uitați-vă, oleacă, cum e cilindrul ăla. Păi dacă era golful meu acolo, făceam infa. Bine, ce putea. Wow, se rupe o glindă de golf. 1.300.000 și ai pus-o la loc. Wow, Sneak. Da, nu ne pasă. Da, păi mie îmi pasă, băieți. Ca să nu mai zic. Veneam de la ea așa acum. Și-mi faci un prieten. Bă, da, așa trebuie să fac oglinda, mă, când mă uit în dreapta în oglinda, așa făceam oglinda, mă. Bă, vedeam așa per secundă, vedeam și asfaltul și în cer, adică vedeam bam, 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 știi că tremura oglinda. Mă mir cum de încă este acolo, ar trebui să o lipesc, dar da. Ia, care e asta cu fotbalul? Vine asta pe aici, se demarcă frumos, un șut, una, două, trei, patru! Cristiano Ronaldo, Zoe! Cristiano Ronaldo, Zoe! Cristiano Ronaldo, patru craci! Efectiv, 4 craci este efectiv imposibil, refuz să cred. Băi, Johnule! Băi, Johnule, 4 craci, să moară Fifi! Cristiano Ronaldo, Sui! Efectiv a fost Cristiano Ronaldo, Sui! Efectiv... Cristiano Ronaldo, Sui! Cristiano Ronaldo, Sui! Cristiano Ronaldo!
efectiv ăla a fost Cristiano Ronaldo Sui. Ia, Jonuțule, ia vezi care-i treaba. Hop. What the fuck, man, efectiv care-i șanse. What the fuck, man. Hop, țâm, cu șchițul, cu latul. Cu latul direct în, în gaură. Da, în gaură. Vede, stai alea, care-i șansele? Cum se poate așa ceva? Vă rog frumos să-mi exprimați și mie care-i șansele să... Bă, deci eu n-aș putea nici nu știu ce aș face, mă, uite, las rămas... Aș rămâne șocat. Eu personal mă șec, serios. Deci eu trebuie să țip, eu nu pot. Deci eu la o chestie de asta făceam... Bă, să țipam așa tare, să uita toată lumea acolo. Câte chestii pe care le vedem noi sunt filmate. Deci gândiți-vă că tot ce vedem noi este undeva la 10% filmat. Gândiți-vă că toate lucrurile care se întâmplă în lumea asta, 90% nu sunt filmate. Gândiți-vă câte coincidențe și câte porcării se întâmplă. Efectiv, Cristiano Ronaldo sui. Ia, John, care-i treaba cu ăsta? Hop! N-ai cum să-i cad. Deci n-are cum. Efectiv, a făcut șapca flip, a făcut și el front flip și direct pe cap. Ăsta mic ce face? Hop, a lansat racheta. What the fuck? Uai, cum să-i cadă direct în gură? N-ai cum! Care erau șansele din greșeală să cumpăra la gură și apare o rachetă să bage așa în gură. Deci când văd așa ceva, singurul lucru care îmi trece prin minte îi mărciu snic, frate. Ce, vouă nu vă trece asta prin minte? Ba da, mi-e asta. Deci când văd nebunii de-ați mă, băi, mărciu snic, frate. Pe bune, să-mi iau mărciu snic, eu la asta mă gândesc. Mai ales că am auzit că tricoul ăla simplu cu Sneak aparent s-o cumpăra cel mai mult. Nu-mi dau seama cum, dar ăla, și la ăla mă gândesc, nu? Și zici Sneak, faci și tu marketing. Deci gândește că mergi la un concurs de cel mai prost marketing și primul tău adversar e Sneak. Ce zi, efectiv, ce zi, nu mai zic nimic. Gândiți-vă că mergeți la un concurs de cel mai terminat om din lume și primul vostru adversar e Sneak. Ia, yeah, ce mai avem pe aici? Un om simplu deschide o mașină simplă. What the fuck? Efectiv, ce s-a întâmplat? Efectiv, ieși din mașină, nimeni nimic, o umbrelă zburătoare. Efectiv, asta a fost definiția clasică la not the hero we need, but the hero we deserve. Efectiv, asta a fost. Ia, ăsta ce face? Mamă. Valeu și cante... Și... Am înțeles. Mă așteptam să totuși să se întâmple ceva ok, nu să-i cadă telefonul, adică... La asta nu se potrivește care erau șansele, că s-a dus direct pe casa scării. Direct. What the fuck? No! Nu cred de la asta. Deci mă, asta vine cam așa. Nu știu dacă știți aia de pe TikTok când se face ceva sau niște clopoțeli sau de vă arăt. O să caut 15 minute și o să vă arăt melodia aia. Că deci numai aia vine în minte și la edit cred că o să o pun peste tot. Din asta este și imaginați-vă și când vine, cum se întâmplă. Numai aia vine și bine, a fost foarte cringe, nu știu dacă ați văzut TikTok-uri de genul, dar l-am dat la mine, era plin. Ia uite pe ăștia, John. Marș, mă, deci a fost efectiv Sasuke și Naruto. Sasuke, Naruto! Hai să vedeți cum arată anxietatea, legit. Gen, asta este videoclipul. Anxietate, piele de găină. Vă rog, pleacă, te rog, reușești cumva să treci strada aia. O reușit? Vă rog, spuneți-mi că o reușit. Mamă, deci, asta a fost anxietate, legit. Deci eu n-am atacuri de anxietate sau de panic sau așa, dar, deci mi se face rău. Deci mi se face rău, ce-o fi fost în inima șoricelui aluia? Na, efectiv prea, na. Gen, ce poți să gândești ca șoarece atunci? De ce se îndreaptă un mare obiect de 50 de tone, de 700 de ori mai mare decât mine, lângă mine? Oh, de ce nu mai e lumină? Ce se întâmplă? Legit. Dar din nou, care erau șansele și cam ăsta a fost ultimul videoclip din care erau șansele. În continuare, care sunt șansele ca Sneak să cânte astea? Eu sunt pe drum și vin acum. Fraților, cam ăsta a fost videoclipul. Ne vedem în fiecare miercuri, sâmbătă pe canalul mare și revenim și pe canalul mic, vă promit. Încercăm și pe canalul Ratații chiar. Pe canalul mic în fiecare marți și vine. Aveți Instagram-ul meu în descriere, mai avem 4.000 de followers și facem 300.000. Doamne, Dumnezeule, că avem de 5 ani 200.000. Produs Sneak 10% reducere pe Foodshop. Aveți în descriere mărciu Sneak. Ăsta nu este mărciu Sneak, dar pe www.sneak.ro intrați, vă luați acolo cel mai tare și simplu mărci, sincer. Și ce să vă mai zic, ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.